Anunțul a făcut în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul organizației pe care a condus-o. Fostul președinte al Mișcării Populare Olt a susținut că gestul său nu a fost impus de conducerea partidului. Decizia a fost pusă mai degrabă pe atitudinea unora dintre colegii din organizația județeană care au încercat să preia organizația. Consider că la ora aceasta nu mai regăsesc în acest proiect. Sunt prea multe diferențe de opinie, sunt prea multe diferențe între gândirea pe care am avut-o eu în această construcție și gândirea celor care azi conduc Mișcarea Populară. Nu vreau ca după această plecare să fiu cel care, cum să vă spun eu, vorbește despre aceste lucruri care s-au întâmplat în Mișcarea Populară. Vreau să vă spun că nu mă mai regăsesc și atât. Este simplu. Marian Vasile nu a părăsit în totalitate partidul pentru a nu-și pierde mandatul de primar al comunei Studina câștigat sub sigla PDL. El este singurul primar din țară, membru al partidului condus actualmente de Traian Băsescu. Marian Vasile s-a aflat în fruntea organizației încă de la început, când Mișcarea Populară nu se transformase în partid.